Bă, da, încep. Acum chiar e foarte greu pentru că a fost memorabil. Eu sunt într-o postură ingrată absolut, pentru că e foarte greu să-ți lauzi sau să susții rudele și eu sunt, asta sunt nepoată domnului Olănescu. Deci, între noi doi există așa un fir de familie și este unicul fir de familie care ne mai leagă pe amândoi de Policrați. Am avut o enormă fericire când mi-a trimis pe e-mail manuscrisul cum ar veni și am avut un enorm noroc că ușa la care am bătut, reprezentată prin o doamnă extraordinară, doamna Lidia Bode, a fost deschisă și dânsa a avut timpul, răbdarea să citească și să spună da. Întâmplarea aceasta îi se datorează și mulțumesc foarte tare doamnei Lidia Bodea și editorii Humanitas. Eu doar vreau să vă citesc, mie mi s-a părut foarte important ca generația mea și generația de după mine și generația de după mine să citească astfel de carte, pentru că este o lume, așa cum spuneați, care din păcate încet intră într-o ceață absolută și de care și mie, care n-am cunoscut-o până la capăt decât prin bunicii mei sau prin barbu sau prin mama sau, și mie mi-e dor și astăzi. O să mă îngădui să vă citesc o pagină care se numește Lumea mea. Aceasta este lumea de care mi-aduc aminte, locuită de personaje pe care le-am întâlnit în copilărie și chiar în adolescență. Am avut onoarea și plăcerea de a cunoaște oameni aparte, precum Tant Marin Cușilă și domnul Alexandru Telemac și toți ceilalți pe care m-am străduit să evoc în rândurile de mai sus. Aceasta este lumea în care am crescut și de care mi-aduc aminte cu o imensă plăcere și cu o nesfârșită nostalgie. Lumea aceasta m-a pregătit să devin ce am devenit și să înfrunt ce am avut de înfruntat. Prin această lume am luat și bunele și relele. De multe ori, ba chiar de foarte multe ori, educația nu este o armă în folosul celui care se încăpățânează să nu uite de ea. Printre cei care, trăind astăzi pentru astăzi și dorindu-și să se ridice, fac din lipsa de educație, din lipsa de cultură și în special din lipsa de respect, arme dintre cele mai puternice. Lumea mea a dispărut, iar eu, spre disperarea celor din jurul meu, caut să mă refugiez în trecut, unde mă simt acasă. Trăiesc însă și în lumea reală de astăzi și așa cum am existat și pentru părinții mei, exist și pentru Renate și pentru copiii noștri, cu bune și cu rele, cu suișuri și coborâșuri și îmi dau osteneala să nu uit ce am primit eu cândva ca să dau mai departe. Mulțumesc!